Unde? Da, din nou în direct pentru partea finală a emisiunii de astăzi. Spuneam că nu sunt deloc cei mai mari. Sunt chiar mititei în competiție, ca să spunem așa. Ei, am acum să, cum să vă spun eu, nu cred că totul este masa musculară și... cel puțin în cele două probe. Nu cred că numai masa musculară contează. Pentru că altfel, cum să spun, ce spuneam eu mai devreme, industria farmaceutică ar rezolva fără nicio problemă. Facem niște mase musculare mari de tot și gata. Așa orice culturist din sală da. Putea să vină să facă aruncarea greutății. Care are nativ, are de unde să crească, nu? Să-l modelăm, să-l aranjăm. Sunt multe mijloace prin care se poate face aruncarea greutății sau aruncarea discului. În primul rând, îți trebuie viteză, tehnică, forță, detentă. Nu îți trebuie numai masă musculară. Masa musculară ajută. Cu cât ai calități fizice mai bine dezvoltate, cu atâta ți-e mai ușor. Să ai niște membre lungi, să fii mare, nativ. E o combinație între mai multe lucruri. Mă uit la Andrei. Mi-aduc aminte cum arăta domnul Andrușcă și... Marius. Da. Eu nu am apucat să-l văd, dar toată lumea spune. Era mult mai masiv ca tine, îți spune. Și mai înalt și, da. Avea, cred că, tot ce trebuia. Dar cu toate astea, din generația mea era un copil, Liviu Grămadă, care era tot la aruncarea bilei. Sub atenta oblăduire și atentul antrenament, ca să spunem așa. Ei bine, nu arăta nici ca tine, nici ca Marius Andrușcă. Era un tip longilin, înalt, ce-i drept, bine făcut cu o constituție, se vedea că oasele erau așezate bine și la locul lor. Au văzut ceva, era în America în momentul de față, să ne înțelegem. Nu știu dacă a continuat cu performanța în domeniul ăsta, dar avea altceva și de fiecare dată cred că nu există un tipar să spună, domne, ești înalt, ai 1,92 și atâtea kilograme, ești bun pentru sportul respectiv. Cred că trebuie să ai și acel altceva. La probă. Pentru că altfel, de ce nu sunteți amândoi la aruncarea greutății? De ce tu ai ales discul? Da, vă dați seama, trebuie să ai niște calități deosebite. În primul rând, nu poți să pui pe oricine. Eu să fac bilă, de exemplu, n-aș putea. N-aș putea să ajung la rezultatele lui Andrei. Doar cu mulți ani de muncă sau... Nu. Să știi că aici s-ar putea doamna Daniela să nu fie de acord cu tine. Sunt mai multe... Eu nu cred că osul de sportiv e os de sportiv. Da. Aici ai. Sunt diferite calități. Un aruncător de bile trebuie să aibă explozie la ambele, la toate aruncările. Deci aici nu discutăm de... Dar... configurația, sistemul osos, asta trebuie să fie un pic mai mare la un aruncător de bilă decât la un aruncător de disc. La un aruncător de disc este mai bine dacă are anvergura foarte mare. Înțelegeți? Sunt un pic mai diferite. Sunt câteva calități. Detalii. Da, exact. Care te pot... Dar asta nu înseamnă că Andrei nu poate să fie un foarte bun aruncător de disc. N-am încercat. Păi n-am încercat, că n-avem unde la Suceava. Da, n-avem bist, așa e. Păi, am încercat. Unde? Se presupune că ați descoperit un băiat, da? Domnul Zanfirache, valabilă și pentru noastră și pentru cei doi băieți, îl descoperă pe unul, bă, ăsta ar fi bun la Sulță. Unde să-l punem, Doamne iartă-mă, să se antreneze? Că dacă îl pui într-o parte, dăm primărie? Da, nu. Singurul loc, vă spun eu unde este, este stadionul de la Unirea, de jos, unde am putea face și de fapt dacă avem acolo. Dacă nu sunt rugbiști la antrenament în momentul ăla. Dar noi oricum ne antrenăm acolo, acolo facem antrenamentele de aruncări. Că ne înțelegem foarte bine. Discul în altă parte n-avem unde să-l facem, iar noi ne înțelegem foarte bine cu echipa de rugby. N-avem și acolo întâmpinăm unele probleme. Bine, și acolo... De exemplu, sunt stâlpi aceia de la rugby. Sunt buturile de la... Se mai întâmplă câteodată să-i nimerești, chiar dacă nu vrei. El cu discul, da.
Mai... Cu Bila n-am nicio șansă. Să dau întrebături. Dar și când ai să ajungi acolo? Da. Că-i pun mâner și să roșel fac ciocan, probabil atunci. Ei, mai avem, mai sunt unele, dar ne descurcăm. Dacă îmi permiteți o completare, noi, antrenorii, profesorii care descoperim talentele sportivii, noi trebuie să judecăm bine cam la ce ar fi ei, fiecare din ei, buni. La aruncarea greutății, la sărituri, la suliță. De exemplu, pentru suliță poți să fii mic, să ai explozie în braț. Trebuie să arunci o minge de oină 80-90 de metri. Cum spunea doamna Costian, pentru aruncarea greutății, primul lucru, ai nevoie de viteză. Noi ce lucrăm acum, că ei sunt mici comparativ cu aia de pe alte locuri ale lumii, sunt mititei, dar cel mai important este explozia, masa musculară, viteza, îndemânarea, tehnica, metoda de pregătire, e o combinație de toate la un loc. Trebuie să ai un antrenament bun și o refacere bună. Antrenamentul modern, astea are două componente importante. Pregătirea, care e problema antrenorului, refacerea, care e problema sportivului. Domnul Zafirache, noi am avut un mare noroc și îndrăznesc să spun asta, noi ca suceveni. Pentru că eu așa văd lucrurile. Îi avem acum pe cei doi copii care au ajuns aici din capătul ăla de țară. Știți? Cum ați plecat dumneavoastră de aici, ați mers în Australia. Uite, ei au venit din Timișoara unde? Tocmai în Bucovina. Nu știu dacă cei de acasă sunt foarte bucuroși că au plecat tocmai în partea asta. Cred că mai scârți așa, poate nu lor fi convenit la bun început, dar acum când văd că chiar vă ocupați de ei și lucrurile merg bine, adică nu au performanță. Nu mai pot răspunde la întrebarea asta. Numai ei pot să vă răspundă de ce au venit aici. Eu nu pot. Nu, vreau să scot în evidență că noi avem totuși mare noroc, pentru că, și când spun asta, în primul și în primul rând cu dumneavoastră, domnul Zafirache, și dumneavoastră, doamna Daniela Costian, ați plecat când erați pe val, ca și sportivi, ați făcut performanță în altă parte, respectiv în Australia, dar acolo ați văzut, practic, cum lucrează și ce se lucrează în țările respective. Și, nu o fi Australia un exemplu nemaipomenit de bună practică, dar la nivel de mentalitate, de oricum a fost altceva. Cred că e mare lucru, îndrăznesc să cred că mulți alți antrenori nu au reușit să treacă de lucrul ăsta și cred că și asta a vrut cumva să comunice Andrei în partea în care a apucat să vorbească. Acum, stând cu picioarele în apă rece, relaxându-ne, încercând să înțelegem, care sunt, până la urmă, diferențele pe care reușim noi să le aplicăm aici la Suceava? Și când spun noi, mă gândesc în primul rând la grupul celor patru care sunt prezenți în momentul de față în platou, comparativ cu ceilalți. Pentru că vedem rezultate și chiar vreau să dați și imagini, sunt de la... Și le comentăm, sunt mondiale, sunt europene, sunteți pe podium, adică sunt rezultate obținute. Aici unde? Aici la Londra, în calificări. Campionatele mondiale de seniori, care au fost vara aceasta. În august, da. Acum. Ultima aruncare cu care m-am calificat. Imaginile nu sunt de amator, sunt imagini făcute de domnul Zafirache sau de ce? De super amator. Imagini din tribună. Filmate de către... Deci ca să înțeleagă telespectatorii de acasă și toată lumea, la un campionat mondial vin în jur de 40-50 de sportivi pe probă. La probă? La probă. Sunt niște baremuri puse. E foarte... Aici s-a schimbat dure. Altă locație. Aici e Alin. Aici sunt eu la campionatul european în Bitcoin, în Polonia, unde am ieșit vicecampion european. Continuați, prof. Da. O scuză. Nu, e frumos aici. Vorbește cu discul. E un șar de... Aici tocmai strigam la el, du-te, mă. Prima aruncare, da. Aici eu la Universiade.
Oprește un pic, dă un pic imaginea înapoi. Ei au venit să te bată sau ce erau? Nu, plecau de la probă, cred. No. Arătau că era la CDC. De la... Ploua aici foarte tare, eram la Gangju. În, tocmai în China, învățăm în, geografia și de pe... În Coreea. În Coreea, da, în Coreea, de, Coreea de Sud, la Universiade. Prima mea medalie, medalia de argint, când am adus-o pentru Universiade. Ia uite. Da. Că nu, ei plecau ordonați erau, de la probă. Erau foarte bine organizați și erau ordonați și intrau în tribună. Și mersese la probă să iau drapelul. Aici sunt eu, în Taipei, la campionatul mondial universitar. Podiumul. Podiumul, da. Uitați, dacă vorbeam de diferență de greutate, cum arăt eu pe lângă americanul care a câștigat acolo. Mm-hmm. Eu am undeva la 104 kg, el are undeva la 125. Altă? Da. Da, spuneți-mi, vă rog frumos, pentru că întotdeauna sunt și niște frustrări de-astea maxime, decât care a fost, hai să vă iau așa, care a fost cea mai mare ratare, ca să zicem așa? Pentru mine? Da. Pentru mine cea mai mare ratare a fost chiar la... Opa, acum, în emisiune. A fost chiar la concursul acesta, la campionatul mondial universitar, unde am ieșit vicecampion mondial universitar, dar da, am pierdut titlul la 11 cm. Dar cum? Și conducea până la 5 aruncare. Până la 5 aruncare. Avem 6 aruncări, eu până la 5. Până la 5 erai campion. Erai campion. Și cum? Ai scrântit-o ultima sau ce ai făcut? Nu. S-a aruncat el foarte bine. A reușit americanul să arunce cu 11 cm peste aruncarea mea, iar eu din ultima am cerut aplauze, am vrut să fiu încurajat, a fost un public extraordinar, dar n-am reușit să trec peste el din ultima aruncare și a trebuit să mă mulțumesc cu titlul de vice-campion mondial. Am înțeles. La tine, Andrei? Să fii la același rezultat cu finalistul Jocurilor Olimpice și să nu te califici în finală. Cred că ai, cel mai... Eram locul 13, primii 12 se califică în finală și eu eram locul 13 la Olimpiade cu același rezultat cu care s-a intrat în final. Ultima aruncare a fost la tine, parcă da, ai scrântit-o. 20... M-am întâlnit atunci cu prieteni de-ai mei și spun, lasă-mă că... 20-40 la egalitate. Cu 20-40 se intrase în finală, locul 12, jamaicanul intrase în finală, cu 20-40, dar el mai avea încă două aruncări valide, iar eu aveam două X-uri, două depășite. Când se dă X, nu-ți măsoară nici o aruncare. Deci, vezi tu... Cea mai mare frustrare, să fii finalist olimpic e ceva. Și am fost acolo, am fost la un pas să intru în finala Jocurilor. Știi care e chestiunea? Că aici văd eu, multă lume se bucură, apreciază, alții se supără foarte tare. Băi, n-a multă putut lume să arunce, nu știe sau... câte sacrificii faci ca să ajungi la o ediție de Jocuri Olimpice sau cât te pregătești ca să ajungi acolo. În primul rând să ajungi. Sunt niște bareme foarte mari puse ca să poți să participi doar la Jocurile Olimpice. După aceea sunt niște bareme enorm de mari ca să intri în finală, ca doar cei mai buni ca să fie finaliști acolo, să vadă publicul și cei de acasă. E nu greu, e extraordinar de greu. N-am avut plăcerea să fac în altă performanță și să pot să spun din propria experiență, dar din poveștile pe care le-am urmărit cu atenție de fiecare dată în emisiunile mele, dau seama că e ceva ieșit din comun. Multă lume nu vrea, poate, să priceapă, dar cei care înțeleg, cei care pricep, își dau seama și apreciază la maxim efortul pe care îl depuneți. Nu degeaba am pus eu titlul acestei emisiuni ca elaboratorul de performanță. Eu am mare încredere în ce veți face voi în continuare. Sunt convins de lucrul ăsta și lucru care mă bucură cel mai mult e că există o, îi spun chimie. Adică, chit că sunteți probe diferite, cred că mare parte în antrenamente le desfășurați împreună. Da. Aveți mulți pași pe care trebuie să-i faceți împreună și îmi place grozav de mult că există o legătură foarte faină între voi patru. Și îndrăznesc să vă mulțumesc eu
pentru lucrul ăsta. În momentul de față, Alin, tu bați și pentru, nu pentru FCSB, pentru CSA, da? CSA asta în București și dublă cu Clubul. Așa. Cum din simbioza asta reușești să fii ok din punct de vedere financiar, ca să nu ne gândim că fugi și tu în Australia? Pot spune că sunt ok, sunt susținut de ambele cluburi. CSU Suceava mă ajută, la fel și Steaua. Să nu vă gândiți ca un fotbalist. Da. Problema, da. Poate amândoi la un loc, nu o să ajungem la salariul unui fotbalist. Depinde de fotbalist, dacă pune unul fotbalist din Liga 4-a. Care stă pe banca de rezervă la FCSB. La o echipă de genul ăla. În cazul tău, Andrei, cum e în momentul de față? În cazul meu, până anul acesta am colaborat CSU Suceava cu CSM Arad, iar din acest an tocmai am o vârstă și eu și vreau să am o carte de muncă ca să am, pot în viitor să am o vechime, să mă gândesc la lucruri mai serioase. Dar, Doamne, iartă, sunt lucruri normale care... Orice club din țara asta, ca să spun așa, nu te poate angaja ca și sportiv. Nu există acest job. Statut, da. Statut de sportiv. Și atunci singurul club care a putut să facă chestia asta, ori sunt cluburile militare, Dinamo sau Steaua, ori eu am găsit o variantă la CSM București, care m-a angajat cu carte de muncă și am plecat acolo. Am înțeles. Din această an. Din încheierea acestui sezon. Din încheierea acestui sezon. Dar cu studiile rămân în continuare la Suceava. În continuare rămân în pregătire aici, în continuare o să fac studii la universitate. Eu despre CSM București, știi că am auzit numai lucruri bune și foarte bune în ceea ce privește posibilitatea de a angaja și felul în care sunt remunerați sportivii. Dacă ești bine din punctul ăsta de vedere, nu pot decât să mă bucur foarte mult pentru tine. Să-mi doresc în continuare să sportiv vei fi și pe CSU sau cum, ca să înțeleg. Nu voi mai avea dublă cu CSU. Deci nu mai ai dublă cu CSU. Nu mai am dublă cu CSU. Nu. Sunt doar CSM București, deocamdată. Dar este dar student. Dar pregătirea? Student încă ești student, aici? Da. Student da. Încă sunt aici. La și câte mai ținem aici? Eu sper până la următoarea ediție a jocurilor. Eu până în următoarea ediție a jocurilor mondiale universitare care se ține în Italia la... Neapoli. La Napoli, peste 2 ani, adică în 2019, sper încă să colaborez cu Universitatea din Suceava, să fac studii, să reprezint să mă antrenez din Suceava. Suceava. Da. Ăsta e lucru mare și în continuare pregătirea va fi aici, la Suceava. Anul ăsta am reprezentat, cred, și eu și Alin cu mare succes, aducând amândoi medalii de la Universiadă și sperăm ca următoarea ediție să fie la fel, să confirmăm amândoi că facem studii eu și le facem la un alt nivel. Eu mai îmi doresc un lucru. Să văd și alți copii că apar lângă voi. Noi suntem mândri că facem parte din această universitate. Nu știu cât de mândri sunt. Eu sunt ce? Convins. Eu sunt convins că... dar știi cum e mai greu... E mai greu să epătăm, să scoatem lucrurile astea în față. Dar multă lume apreciază ceea ce faceți. Sperăm. Și eu îmi doresc ca exemplul ăla care îl vedeam eu înainte de 29 aici pe Stadionul Arena să vină și alți copii către aruncarea greutății, aruncarea discului. Avem. Sporturi care au fost o perioadă, au fost uitate. Da. Au fost da. Uitate. Au fost uitate aici la Suceava. Uitate se uită. E uitat. Foarte ușor să... Probe nu uită. Sporturi. Că sportul, atletismul ca și sport încă este, dar... Numai un minut, dacă putem un minut mulțumi... Eu vă dau, dar colegul meu dacă mă arăta... Dacă putem mulțumi Universității din Suceava, rectoratului, Facultății de Educație Fizică și Sport și profesorilor care au fost extraordinar de buni cu noi, care ne-au încurajat și le mulțumim pe această cale. Și soțul... Am găsit un parteneriat ideal aici prin universitatea, locul unde mâncăm, centru vechi cu patronul Tudor, care ne mai ajută din când în când, că
nu ajung banii de mâncare și am găsit un climat bun aici la noi, la Suceava, și sperăm să continuăm, să aducem medalii în continuare și să îmbunătățim rezultatele care le-am avut până acum. Să dea bunul Dumnezeu și, repet, să-i văd și pe alții mici care vin lângă voi și să crească. Pentru că de asta cred eu că este foarte important să avem performanță și înaltă performanță, ca să primenim tot timpul ce venim. În spatele rezultatelor bune stă o echipă întreagă, de care avem nevoie. Va trebui să mai facem o emisiune în care să mai povestim tot așa frumos. Din păcate, timpul alocat emisiunii, nu numai că l-am epuizat, l-am și depășit. Or să intre știrile puțin mai târziu, dar cred eu că lucrul ăsta nu va fi cu banat, pentru că în această seară s-au spus lucruri importante și frumoase. Vă mulțumesc pentru prezența. Mulțumim de invitație și cu mare drag mai venim. Iar dumneavoastră, stimați respectatori, pentru atenția și răbdarea care ne-ați urmărit și astăzi, până la momentul întâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.